O monedă care datează din timpul unei rebeliuni evreiești împotriva stăpânirii romane de acum aproape 2000 de ani a fost înapoiată de SUA Israelului în urma unei anchete comune care a vizat un caz de contrabandă. Bătută în anul 69 după Hristos, moneda extrem de rară de un sfert de shekel valorează peste $1.000.000, potrivit biroului procurorului districtual din Manhattan, care a organizat la începutul acestei săptămâni un eveniment care să marcheze repatrierea obiectului care are o valoare istorică și mai mare. În urmă cu 20 de ani, autoritățile israeliene au aflat prin intermediul unor informatori că niște traficanți de antichități au descoperit moneda din argint în Valea Ela, la sud de Ierusalim. Se presupune că a fost doar una din monedele găsite în zona respectivă, care găzduiește numeroase situri arheologice importante. Anchetatorii spun că moneda a intrat pe Piața Neagră și în primă fază ar fi ajuns ilegal, bineînțeles, în Marea Britanie, prin Iordania. Apoi a fost exportată în SUA cu documente false. În 2017, agenții secreți au confiscat moneda în Denver, Colorado, unde urma să fie scoasă la licitație. În ciuda complexității acestei investigații, echipa noastră de procurori, analiști și agenți care lucrează cu autoritățile israeliene au reușit să găsească această antichitate în doar câteva luni, a declarat procurorul din Manhattan. El a mai spus că o monedă are o valoare culturală imensă. Romanii au permis ca anumite monede locale să fie bătute și să circule în părți ale imperiului lor, inclusiv în Iudea. Autoritatea israeliană pentru antichități a declarat că liderii rebeli au bătut motive evreiești peste monedele imperiale, acoperind astfel fața împăratului. Autoritatea israeliană pentru antichități spune că se mai știe de existența unei a doua monede de un sfert de shekel, care a fost achiziționată de British Museum în anii 1930. Însă crede că mai sunt alte trei care circulă pe Piața Neagră, relatează Digi24.ro.